Salutare tuturor, bine ați venit acasă la Striblinio, la campionatul de fotbal vorbit. Două subiecte astăzi, Manchester United și preconizata sa vânzare și, dacă mai avem vreme, vorbim de bătălia lui Vinicius cu restul lumii. Întâi, Manchester United este scos la vânzare, ar putea să aibă loc o vânzare dacă sunt întrunite mai multe condiții. Familia Glazer, care a deținut clubul vreme de 17 ani, spune că are nevoie de bani pentru alte investiții strategice. A fost un mandat tumultos care a adus și glorie clubului, dar a adus și o perioadă de decădere. În orice caz, clubul rămâne în primele trei din lume în privința încasărilor, la oaltă cu Real Madrid. Deci Manchester United a, este sub Real Madrid în ceea ce privește încasările. E un club bogat, ei spun că au o bază de fan de peste un miliard de a, persoane și a asta s-ar vinde. Au fost probleme cu banii la Manchester United de-a lungul timpului pentru că familia Glazer și-a scos dividendele de acolo și asta e o chestiune pe care publicul sau fanii au criticat-o. De asemenea și-au luat înapoi diverse plăți pe care le-au considerat împrumuturi. Ce se vinde? Că asta e foarte important că trebuie să facem această distinție pentru momentele viitoare. Se poate vinde întregul club, și anume partea deținută de familia Glazer, dar și restul care există la bursă, familia Glazer deține un control cu 69% din acțiuni. Sunt două tipuri de acțiuni de clasa A și clasă B care le dau voturi superioare față celorlalți deținători cine cumpără Manchester United poate controla fie controlul acesta de 69%, fie poate să dea bani și altor investitori care dețin 31%, fie că e vorba de companii sau de alte uh, persoane care au cumpărat de-a lungul anilor la bursă. De ce e importantă distinția? Pentru că există două tipuri de oferte depuse în momentul acesta. Cei care se ocupă de vânzare sunt conducerea unui fond de investiții, se numește Reini uh, și acest Fond de investiții a prezentat dosarul la diversi investitori, adică au fost activi în piață, în a le prezenta, uite, asta este uh, ceea ce se poate câștiga, ăștia sunt banii, am vrea să vedem oferte de la voi, atenție, însă nu sunt foarte clare ofertele în momentul acesta pentru că uh, nu li s-a dat încă acces investitorilor la uh, audit, adică n-a fost făcut auditul, nu se știu cifrele interne. Și Reini s-a dus probabil că mai multe părți, dar până vineri seara la ora 10 au fost două oferte. Aceste două oferte, am deschis aici un document ca să citesc bine să nu fac o greșeală de nume, vin din partea unui fond catarez care este condus de bancherul și șeicul, dacă vreți că e parte din familia regală, Jasim Bin Hamad Altani. Uh, Jasim Bin Hamad este... Uh... Ar fi, fost al, ar fi fost prinț moștenitor, dar a renunțat la această calitate sa. Este al treilea copil al Emirului, este primul din a doua căsătorie, a renunțat la calitatea de prinț moștenitor sau de viitor Emir, pentru că nu-i place lucrul acesta, spune, preferă să se ocupe de investiții și alte afaceri de... Uh, legate, știu eu, de petrol și pe ce mai deține familia Altani, care este principala sau familia conducătoare din, din Principatul Catarez. Deci domnul Altani sau șeicul Altani, Jasim Bin Altani, a pus pe masă 6 miliarde de lire în momentul acesta și spune că va cumpăra full clubul, adică pe lângă familia Glazer cumpără și părțile celorlalți acționari, vrând să fie prin fundația care depune oferta singurul proprietar al clubului. De asta și suma este mai mare decât preconiza familia Glazer. Dar e mai complicat aici decât suma pe care o preconiza pentru că v-am spus încă nu s-a intrat în registrele clubului nu se știe ce e ce acolo și spune șeicul uh, altani că domnule eu voi face în așa fel încât să Uh, investești mai departe în club, în stadion, să uh, construiesc bază sportivă, să reconstruiesc bază sportivă, să construiesc baze pentru suporteri, în orice caz o investiție privată pe termen foarte lung. Cealaltă ofertă care a venit la cerul lui Reini este cea de la miliardarul englez Jim Radcliffe care deține grupul Ineos la oaltă cu mai multă lume. Ineos este o companie de petrochimicale. Uh, Redcliffe nu vrea decât controlul clubului, adică partea deținută de familia Glazer, 69%, deci oferta sa este cifrată undeva la 4,7 miliarde de lire. Încă o dată nu este foarte clar câți bani a pus pe masă sau s ar depune pentru că iarăși nu se știu datele din registru. În acest moment, cu cele două oferte pe masă, vor fi oferite registrele, cele două companii și catarezii și englezii vor avea acces la cifrele oficiale ale clubului și vor vedea ce scrie acolo și dacă afacerea este într-adevăr sustenabilă. În primul rând vor vedea datoriile care sunt cifrate la 656 de milioane de lire, dacă nu mă înșel în momentul ăsta. Și catarezii au spus așa, domnule, noi în momentul în care venim, noi plătim și datoriile, adică în alea 6 miliarde de euro, noi plătim și de lire, noi plătim și datoriile, nu vă faceți griji, scoatem un club la alb în momentul în care venim aici, nu avem chef să ne mai complicăm cu datorii și așa mai departe, dar mai sunt 200 de, miliard, 200 de milioane de lire lire datorii pentru diverse drepturi sportive ale unor jucători. Știți că ele se plătesc în timp și nu toate au fost plătite în momentul ăsta la zi. Deci datoriile totale ar fi vreo 856 de milioane de lire. Deci cam asta ar avea de achitat. De partea cealaltă, Ineos nu a făcut referire la datorii, nu a spus nicio secundă că va plăti datoriile clubului. Atenție, că în momentul vânzării nu ești obligat să plătești totul, să scoți la zero. Nu? Poți să plătești conform eșalo eșalonărilor deja existente. Dar ce a spus Ineos a zis așa foarte interesant, a zis, domnule, nu venim să facem alte datorii, adică nu ne împrumutăm de bani de la bănci sau fonduri de investiții ca să mai adăugăm la datoria clubului. Nu. Venim la curat, plătim cât luăm, atât plătim, dar din banii noștri. Și asta sigur că face oferta atractivă în momentul ăsta. Uh, Ineos mai deține cluburi de fotbal. În Elveția, în Franța, cel mai cunoscut este Nice din Franța. Asta ar crea probleme uh, dacă cumva cele două echipe s-ar găsi în aceeași competiție. De exemplu, dacă ambele ar juca în Europa League sau în Champions League. Și aici să poate aștepta o ieșire de la NIS. Dar ceea ce e interesant, și eu mai mult aș merge către partea engleză în uh, viitor, adică aș uh, fi atent la ce fac ei, este legat de faptul că uh, Redcliffe a pus o problemă care a... Societatea englezei caută acum o răspuns și a zis așa. Noi când venim să facem această investiție aici ne gândim la fanii obișnuiți a lui Manchester United, ne gândim la oamenii care susțin acest club, ne gândim la comunitatea din nord-estul Angliei, ne gândim la tot fotbalul englez și la drepturile pe care aceștia trebuie să le aibă. Trebuie să știți că în câteva luni va mai povesti despre asta. În Anglia va funcționa o lege cu un control mai strict asupra investițiilor din fotbal. Legea este menită să oprească tocmai acest tip de investiții în afară, gen investiții catareze, da? Uh, apropo, fac o paranteză, catarezii de aici vor trebui să demonstreze că n-au nicio legătură cu PSG, da? Pentru că și acolo e o problemă, nu s-ar putea întâlni cu PSG dacă ei, dacă cineva demonstrează că banii vin din aceleași fonduri ca și la uh, PSG, ăsta e un lucru interzis. Și atunci mă întorc la chestiunea cu Redcliffe, ăsta e un semnal politic foarte interesant pentru că așa cum s-a întâmplat la Chelsea când a fost îndepărtat Abramovic cu o structură politică în spate, se poate întâmpla și la Manchester United. Chid că oferta lui Redcliffe este uh, ceva mai mică, dar atenție, banii care merg la Glazer sunt tot aia. Deci chiar dacă acești catarezi dau 6 miliarde de lire, Banii care ajung la cei cu controlul și la cei care au decizia sunt tot aia. Deci aici nu e problemă. E un rest de 30% pentru alte uh, persoane. Începe un întreg proces de evaluare. Poate după ce vor vedea cifrele, unul dintre cei doi se va retrage. Poate cifrele nu sunt uh, sustenabile în momentul acesta, dar în orice caz va fi un proces interesant. Uh, nu mai am timp de Vinicius, dar atât voiam să vă spun că în Spania... Abuzurile la adresa lui Vinicius au continuat și etapa asta, e un război acolo o să mă concentrez asupra lui desile viitoare, plecat de la un dans al lui Vinicius căruia tribunele au răspuns cu apelativul de maimuță, asta e ideea, și au -o făcut-o repetat. Și acum în meciul de la Osasuna, când a avut loc minutul de reculegere de la pauză, cineva iarăși a strigat mizerii lui Vinicius. Ancelotti a luat și el atitudine de data asta, e și mai multă lume care e atitudine. Dar atenție, sunt voci care îi cer în Spania lui Vinicius să înceteze cu dansul acela provocator, care uh, enervează suporterii, spun ei. Vinicius are o declarație la finalul anului trecut, foarte interesant, în care spune așa, eu sunt un brazilian negru și mie mi este foarte greu să reușesc în viață, mult mai greu decât vă este vouă. Iar ceea ce celebrez eu aici de fiecare dată este faptul că am reușit ca brazilian negru să ajung până, în uh, vârful societății fotbalului și nu o să puteți să-mi opriți această celebrare. Este un mesaj politic al lui Vinicius, tehnic, deși știu că pare improbabil când vorbim despre Vinicius și uh, politică, dar este o chestiune cu care trebuie să ne obișnuim pentru că generațiile mai tinere sunt atente la asta. De-al minter, Vinicius a fost sprijinit de foarte mulți fotbaliști de culoare și nu numai, care au spus, da, să înțelegem mesajul, aceste abuzuri trebuie oprite. Chiar dacă tu dansezi într-un fel în care, mă rog, supără pe, pe niște oameni. E un război pe care și l-a asumat și probabil că o să-l ducă multă vreme în spate. Culmea că, din punctul meu de vedere, având dreptate, culoarea pielii nu e cea mai importantă aici. Putem vorbi despre câte știe și pricepe și face Vinicius, dar niciodată despre culoarea pielii sale. Cam asta e. Vă mulțumesc tare mult și vă doresc spor la treabă. Ne vedem edițiile viitoare.